Spunem clar astăzi că toate achizițiile directe funcționează și pot fi derulate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice și prin catalogul electronic. Toate procedurile de achiziție publică aflate în evaluare anterior datei de intrare în vigoare acestor noi legi se află pe parcursul normal și sunt evaluate ca atare în baza Ordonanței 34 a hotărârii de guvern 925 și a celorlalte texte incidente din cadrul normativ vechi. Și imediat ce normele de aplicare vor fi aprobate în ședință de guvern și sistemul electronic de achiziții publice va fi operațional complet, vom relua validarea noilor documentații pe bazele legale existente deja, confirmate prin publicarea legilor în monitor oficial și prin aprobarea hotărârilor de guvern în ședința din 2 iunie 2016.